dragilor, sunt Mirela Ciortescu, trainer Beauty One și astăzi vom vorbi despre machiaj, mai exact despre fondurile de ten. Pentru astăzi, pentru modelul meu, am ales un fond de ten foarte bun, foarte rezistent de la Paese, se numește Double Skin Aqua. Este un fond de ten cu rezistență îndelungată, acoperire mare, medie spre mare aș putea spune, acoperirea este construibilă. Este un fond de ten ce se potrivește modelului meu pentru că are tenul ușor deshidratat, are și niște imperfecțiuni, de-aia am ales un fond de ten cu acoperire puțin mai mare și am să trec la aplicarea lui. Aplicarea o putem face prin mai multe metode, în funcție de ceea ce noi dorim să obținem. Am putea aplica fondul de ten cu degetele, da? Cu degetele le aplică ea acasă, da? Este curată, își masează tenul și este tot în regulă. Însă, noi aici la salon sau unde machiem noi, trebuie să fim profesioniști și atunci trecem la o aplicare mai profesională implicit, și anume cu pensula, da? Cu pensula care poate fi de două ori, poate să fie pensulă plată sau pensulă circulară. Da, pentru astăzi am ales să folosesc o pensulă circulară pentru că îmi doresc o acoperire mai mare. Dacă cu pensula circulară am acoperire mare, cu pensula plată am o acoperire mult mai aerată, mult mai light. Da? Însă, indiferent ce metodă de aplicare aleg, voi avea nevoie să folosesc la final și un burețel pentru a uniformiza textura pe care vreau să o obțin, pentru a îndepărta surplusul de produs, pentru a da pielii acel look flawless pe care ni-l dorim cu toate. Am să-mi aplic o cantitate mică de produs pe tabachiera anatomică, o cantitate mică ce îmi va fi suficientă pe tot tenul. Am să încep aplicarea din partea de jos a tenului. Da, pentru că ea trebuie să facă front comun cu zona gâtului și a decolteului. Pensula fiind foarte mare, îmi asigură o aplicare uniformă și foarte rapidă. Pentru machiajul de zi cu zi nu am nevoie să-mi încarc tenul foarte mult, mai ales dacă merg la birou în lumina neoanelor. Am nevoie să fie proaspăt și radiant, aspect pe care acest fond de ten mi-l conferă. Am să ating ușor și zona gâtului cu ceea ce îmi rămâne pe pensulă, cu restul de produs care îmi rămâne pe pensulă, atingând ușor și zona urechilor, ca să nu avem urechile acelea de elf, și produsul îl difuzez ușor către linia scalpului. Nu trebuie să am diferențe de culoare. În zona ochiului nu intru foarte mult, pentru că urmează să aplic un alt produs, un produs special pentru zona ochiului, un produs care iluminează foarte bine și este destinat acestei zone, conține de altfel și ingrediente speciale pentru tratarea zonei perioculare. Paese, acest brand mizează foarte mult pe ingrediente naturale, hrănitoare și benefice tipului de ten pe care alegem să-l tratăm. Nu sunt simple produse de machiaj, ci sunt produse de machiaj ce conțin ingrediente active foarte bune, ce ne continuă tratamentele cosmetice acasă. Aplicarea fondului de ten am făcut-o din partea de jos a mandibulei, apoi partea centrală, întinzând produsul către linia părului. Deci întotdeauna zona gâtului o vom trata cu restul de produs care ne rămâne pe pensulă, nici de cum nu vom lua o cantitate suplimentară să o întindem în zona gâtului. Aceasta fiind o zonă care nu este direct expusă soarelui, este zona cea mai curată din punct de vedere al pigmentului. Ei, atunci trebuie să avem grijă să nu existe nici cea mai mică discordanță între pigment și zona pielii. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la tonul și subtonul pielii. Este foarte important pentru, din nou, pentru a nu da greș în alegerea produsului. Un sfat pentru alegerea fondului de ten ar fi să folosiți întotdeauna măcar 3 nuanțe de fond de ten pe care să le aplicați paralel în zona mandibulei, să le pierdeți ușor către gât. Deci aceasta este zona unde testăm fondul de ten, da? Nu-l testăm pe mână, nu-l testăm pe gât, nu-l testăm în nicio altă zonă. Putem de asemenea să-l mai testăm în zona decolteului, iarăși. Dar această zonă de trecere este cea ideală pentru a testa culoarea exactă a fondului de ten. Trebuie să știm că fondul de ten care
Se duce ușor în gri, este cel care este prea deschis și nu ni se potrivește. Iar fondul de ten care se duce ușor înspre roșcat, teracotă, este mai închis decât ceea ce ne trebuie. Cel care se topește perfect în piele, acela este cel pe care trebuie să ni-l cumpărăm. Pentru detalii despre produsele folosite, aveți link în descriere. Puteți da like și subscribe la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu noutățile din beauty.